Atmosfera de Paște se simte și în orașul Șoldănești. Un grup de voluntari au lăsat toate problemele personale și au făcut ordine în curtea Bisericii Sfântul Antoniu cel Mare din orașul Șoldănești. Cetățenii spun că vor să facă un Paște fericit tuturor celor care vor veni în Sfântul Lăcaș în noaptea Învierii. Chiar dacă era zi de lucru, câțiva locuitori ai orașului Șoldănești au luat instrumentele de care au nevoie și au venit la Biserica Sfântul Antoniu cel Mare. În ziua de Paște trebuie să înconjoare biserica. De ce noi acum am organizat colectivul, oamenii, ca să facem reguli aici, că merge construcția și cum se vede aici, până sâmbătă trebuie să fie împrejurul bisericii, nu să fie nimica și să ajutăm Sfântul Lăcaș ca să fie în ziua de Paște frumos și oamenii să petreacă bine. Așa cum pe teritoriul bisericii sunt întoi lucrările de reparație, aici era nevoie de curățenie. Bărbații au strâns toate materialele inutile din jurul lăcașului sfânt și au făcut cale de acces pentru ghenoriași. După cum a fost informația la Consiliul Raional, în preajma sărbătorilor pascale, în localitățile din Raion, se vor desfășura acțiuni de voluntariat. Oamenii vor vopsi cu var trotuarele, vor face ordine la izvoarele și cimitirile din sat.